bucur că sunteți alături de noi la un nou episod al vlogului Paradis Expert. Vedeta emisiunii de astăzi este clinkerul. Toată lumea știe că se folosește mai mult la fațadele de exterior. Totuși, noi astăzi vom încerca să oferim soluții și sfaturi cum să inserăm acest material de finisaj în interior. Cu cine vom discuta la acest subiect? Aflați imediat! Invitata acestui episod este Marina Gondiu. Să o cunoaștem! Salutare, Marina! Mă bucur mult să văd o domnișoară atât de frumoasă, atât de stilată și mă bucur că avem o generație nouă de designer, de creatori. Când ai înțeles că acesta este domeniul în care vrei să te manifesti? Întotdeauna cred că am avut o dorință de manifestare a frumosului. Am fost întotdeauna ghidată ca să fac o specialitate mai creativă. Tocmai de asta mi-am făcut studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei și anume cu specialitatea de design interior. Au fost ani frumoși în studenție, dar cred că și mai frumos a fost atunci când ai început să muncești real în acest domeniu. Îți amintești de primul tău proiect? Primul proiect a fost în cadrul unei companii de arhitectură. Am fost angajată de către profesorul meu de la facultate. Wow, asta înseamnă că chiar ai fost bună în facultate! Chiar am fost bună, să știi că am fost. Și nu mi-aduc aminte anume în ce a constat prima. Pare mi s-a fost o bucătărie, da, proiectarea interioară a unei bucătării la care am avut o prestație destul de bună și am înțeles că da, îmi place totul, de la până la. Bineînțeles că e diferit atunci când lucrezi în cadrul unei companii, când ești ghidat de către cineva și atunci când lucrezi pe cont propriu. Și acum ești pe cont propriu. Bineînțeles. Pe cont propriu înseamnă că ți-ai format propriul tău stil în design sau ești omul care vrea să le încerce pe toate sau să ofere clienților ce vor ei? De regulă sunt foarte flexibilă în ceea ce fac și creez pentru clientul meu. Nu neapărat încerc să individualizez proiectul pe care îl ofer. Întotdeauna încerc să ascult dorințele, să conturez o sarcină de proiectare și în dependență de asta, bineînțeles că ofer deja un rezultat vizual, un rezultat care ține de domeniul frumosului. Trăim cu toții într-o eră digitalizată. Acum, chiar dacă sunt la kilometri depărtare, mii de kilometri depărtare, putem să lucrăm împreună. Online-ul ne ajută să găsim clienți peste hotare. E o experiență despre care poți să ne povestești și tu? Ai avut asemenea colaborări și ai lucrat cumva virtual peste hotare? Am avut câteva proiecte în afara țării și nu pot să spun că au fost niște clienți din afară. Au fost clienți de-ai mei care își extind afacerile. Posibilitățile, afacerile, da, își procură imobile și atunci am proiectat și în alte țări, precum Rusia, Ucraina, România. Eu abia acum, când m-am documentat despre tine, am înțeles că ai proiectat una dintre cafenelele în care intru cu cea mai mare plăcere și care are așa o specialitate și mă simt ca în Europa atunci când intru. Mă bucur pentru munca pe care ai depus-o tu la Poetry. Cred că majoritatea celor care locuiesc în oraș au băut cel puțin o cafea bună acolo. Iată, interiorul și secretul într-un spațiu atât de mic să creezi atâta comoditate, i-a reușit Marinei. Îți plac proiectele de Horeca sau mai mult cele de apartamente, case? Cred că nu am preferință în această privință. Proiectez orice tip de interior, dar bineînțeles, după cum am și menționat la început, cred că mă atașez nu atât de mult de locație cât de colaborarea cu persoana. Iar persoanele cu care am colaborat, spre exemplu la Poetry DVM, ce ai menționat despre această locație, deci colaborarea cu acea familie este întotdeauna o sărbătoare pentru mine. E una când proiectez un spațiu drept repartizare de mobilier, utilaj și altceva când acest spațiu este umplut cu viață, iar viața este umplută anume de către această familie, de
Tatiana, dacă vă spun, Taniușa, salutări! În domeniul locuințelor, case, apartamente, în ce casă ai intra cu mare drag din cele pe care le-ai creat? Aș intra cu mare drag în unele dintre ele. După cum am și spus, iubesc toate obiectele pe care le proiectez. Bineînțeles, sunt și locații care rezonează cumva cu plăcerile mele personale și aici pot să enumer niște apartamente, spre exemplu, care sunt destul de aerate, care îmbină câte ceva din estetica asta parisiană pe care o iubesc eu foarte mult. Și cumva dorițele mele și viziunile și ceea ce îmi place mie la nivel de proiectare au coincis cu dorințele clientului și atunci au ieșit niște obiecte care îmi plac și mie și lor. Lofturi. Da, bineînțeles, am proiectat și lofturi, mai mult în spații comerciale, dar am avut și spații rezidențiale pe care le-am proiectat în acest stil, pentru că e un stil așa ușor mai masculin pe care nu îl poate percepe fiecare. Marina, care sunt nuanțele de gresie și faianță care sunt recomandate pentru a fi folosite în pub-uri, cafenele, în horeca? Nu știu dacă există recomandări stilistice sau cromatice. Totul pornește probabil de la un stil de interior abordat. Cu cât este mai masculin, mai sobru, mai cu tentă industrială și loft, bineînțeles și materialele de finisare ar trebui să fie mai neutre, mai așa cu un impact vizual mai estompat. Dacă avem niște interioare respectiv mai solare, mai îndrăznețe, venim și cu materialul de finisare placat pe pardoseală, spre exemplu, sau putem să lucrăm și pe verticală. Și ar putea fi cu niște tonalități mai vibrante, spre exemplu, de ce nu? Un astfel de format, spre exemplu, am putea să-l utilizăm într-un interior cu o tentă provincială, un provincial francez. Bineînțeles, un provincial francez probabil ar merge pe mai mult lemn, cum ar fi această placare de pardoseală. Ar ieși un interior extraordinar dacă ar fi combinat și cu niște elemente decorative foarte frumoase, vaporoase, poate cu niște accente de verde, ca să creăm un stil provincial francez autentic. Și atunci am avea și mobilierul într-un alb cu o patină lemnoasă foarte frumoasă. Frumos! Așa, hai să mergem și să mai descoperim și alte tipuri de faianță și gresie care pot fi utilizate în designul de interior, în pub-uri, cafenele, pentru că e foarte important imaginea unor asemenea locuri, pentru că e reușita business-ului până la urmă. Bineînțeles, e reușita pentru că am observat și eu personal. Aceeași cafea, dacă o beau într-un local care îmi place vizual, e și cafeaua mai gustoasă. Întotdeauna. Da, mâncăm cu ochii și este foarte, foarte adevărat. Exact. Așa, ce ai mai alege dacă, de exemplu, ai avea mâine un proiect al unei cafenele? Stilul, hai să fii liberă alegere. Dacă aș face o alegere și aș proiecta mâine o cafenea, probabil aș merge pe niște tente mai scandinave. Poate aș pune și un gependi pe interior, de ce nu? Gependi e noul stil format dintre stilul scandinav și japonez, care tot are minimalism, așa, da? Da, cu un mobilier scund, are niște particularități vizuale tare frumoase. Dar dacă ar fi să vorbesc despre o cafenea, probabil aș veni cu niște placări gen terrazzo. Este un material foarte trendy în prezent. Ce avem aici, da? Da, cu aceste cioburi care dau senzația unor cioburi aruncate la întâmplare. E un trend foarte interesant, îndrăzneț și care are o plinitudine vizuală deja. Deci placăm o pardoseală cu astfel de gresie și e... Și gata, cafenea mai gata, ai pus două scaune simple, exact. Periții albi și nu mai e nevoie de absolut nimic. Nimic. Știu că e greu să dai sfaturi, să cataloghezi reguli, dar totuși câteva reguli la capitolul alegerea gresiei, faianței pentru un restaurant, pentru o cafenea sau orice alt local, horeca.
Da, ar fi destul de complicat, probabil, să vin cu niște reguli foarte stricte, dar cred eu că e foarte important să fie un material de finisare cu aderență mai bună, să nu fie foarte lucios. Și lunecos. Să nu fie lunecos, în primul rând. Doi, dacă am vorbit despre estetism, probabil este foarte subiectiv această întrebare. O individualizăm până la urmă gresia sau teracota aleasă, o alegem conform stilului. Bineînțeles, vom face întotdeauna referire și la spațiul arhitectural. Trebuie să avem o proporționare a formatului cu spațiul arhitectural. Trebuie să ne imaginăm dacă vrem să facem din această pardoseală un impact, astfel încât deja mobilierul pe care îl vom alege pe fondal trebuie să se evidențieze sau dimpotrivă să arate un pic mai estompat. Adică trebuie să vedem, alegem vedeta să fie pe partea de jos sau să fie pe partea de sus. Că nu pot fi mai multe vedete într-un moment. Așa ar fi ideea. Ce avem noi aici? E un tip de material practic pentru localuri, pentru că se curăță ușor, arată estetic și e și un semn de simț, gust. Da, bineînțeles. Dar iarăși toate elementele, nu putem alege un element izolat de conceptul întreg. Dacă aleg această pardoseală, trebuie să fie o continuitate a conceptului general. Deci trebuie să am acea viziune totală asupra interiorului. Tocmai de asta se apelează la un designer care are abilitatea, dacă nu se face un proiect vizualizat gen 3D, are abilitatea de a-și imagina cum va arăta acest material împreună cu alte elemente aduse pe interior. Marina, cât de des folosești clinkerul în designul de interior și ce părere ai despre el ca material de finisaj? Nu-l folosesc foarte des, dar este un material cu un impact vizual foarte mare, pentru că orice suprafață pe care este placat un clinker capătă personalitate, capătă un pic de duritate. Bineînțeles, contează și stilul în care abordăm acest material, pentru că este foarte versatil, dacă sincer. Ar putea funcționa la fel de bine și într-un provincial, într-un interior mai rustic, dacă este, spre exemplu, o tonalitate mai deschisă. Da, da, și sunt așa. Da, rosturile se fac și ele un pic mai deschise, atunci este impactul vizual un pic mai aerat. Sau poate fi pus, spre exemplu, într-un loft foarte accentuat și atunci am venit și cu niște tonalități mai întunecate. Am putea să mergem pe tonalități de gri sau am putea să punem genul ăsta mai roșcat și impactul vizual va fi unul destul de puternic. Clinkerul e un material foarte bun. În primul rând, e foarte rezistent și poate fi supus unor lovituri destul de puternice. E un material natural, ceea ce permite peretelui să respire, așa cum îi spunem noi. Și totodată e și fonoizolant. Spre exemplu, dacă sunt niște încăperi pe care vreți să le izolați fonic într-o oarecare măsură, puteți să placați, să veniți cu o placare de clinker pe acest perete. 2 în 1. Da, super, moldovenilor le plac promoțiile de genul. Deci, după cum am și spus, e un material foarte versatil. Tipuri de încăperi este utilizat mai des clinkerul sau e indicat să fie utilizat? Să știi că poate fi utilizat în absolut orice încăpere. Poate fi și un dormitor, poate fi un bloc sanitar, poate fi un living, bineînțeles. Acolo unde mai este și cămin. Da, exact despre asta am vrut să spun. Dacă mai și avem un șemineu natural, artificial, nu contează. Deci poate fi o mini-vedetă a acestei zone. Dar, după cum am și spus, peste tot poate fi utilizat. Depinde deja de concept, de viziune și de stilul interior abordat. Pentru că aici deja vom veni cu niște tonalități diferite, probabil niște culori diferite și depinde și de mobilierul care ar fi prin preajmă proiectat. Marina, ce recomandări ai pentru cei care decid să aleagă clinker în designul de interior? Pentru că știu că, de fapt, acest material de finisaj este unul perfect pentru exterioare, dar nu doar acolo. Da, nu trebuie să uităm, de fapt, că
Acest material, clinkerul, este prevăzut pentru exterior și este un material de nota 10, dar și designerii pot experimenta în această direcție, iar clienților le-aș spune să nu le fie frică să experimenteze, să încerce cu acest material nou, pentru că este un material care are o forță vizuală. Dacă placăm un perete cu acest material, deci se va vedea, va fi vedetă acest perete. Bineînțeles că unica ghidare ar fi stilistica abordată interioară, că până la urmă să avem un echilibru în tot ceea ce facem pe interior. Și tocmai de asta oamenii trebuie să apeleze la un profesionist în domeniu, pentru că e păcat să investim în materiale de construcție, de finisaj calitative, dacă nu apelăm la un profesionist care să aranjeze ca toate lucrurile să arate bine, așa încât să trăim bine într-un spațiu bine aranjat. Da, adevărat. Sperăm că v-am fost de ajutor în această ediție și că sfaturile legate de clinker și nu doar v-au prins bine. Până data viitoare, vă invităm să intrați pe site-ul nostru și pe profilul de Instagram ca să aflați mai multe detalii curioase, promoții și nu doar. Paradis Expert vă vine în ajutor mereu!